găsit! Astăzi putem fi încăpățânați, ne depășim limitele sau ne extindem limitele, mai bine zis, și facem lucruri incredibile. Pentru berbeci au niște responsabilități mari astăzi, poate noi pentru ei, n-au mai trecut niciodată prin această experiență, dar le rezolvă cu brio dacă se lasă inspirați și de suflet, adică și ascultă intuiția. Pentru tauri, o veste bună care sosește după multă insistență și poate insistă și altcineva pentru ei, niște hârtii care se rezolvă. Pentru gemeni, este posibil să fie un pic nemulțumiți de faptul că ceilalți nu le recunosc capacitățile, însă au ei destule, astfel încât trebuie să se bazeze ei singuri pe ceea ce știu bine să facă, dar și pe flărul lor. Pentru raci, ziua poate aduce confirmări din partea unor persoane care le apreciază trăsăturile, capacitățile, dar și stimulează un pic mai mult să aibă realizări mai mari. Pentru lei, este și o zi a sacrificiilor, dar utile. Renunță la niște lucruri pe care nu trebuie să le mai păstreze sau îi costă să-i păstreze și merg mai departe doar cu cele esențiale. O zi bună și pentru sănătate, dacă renunță la un viciu. Pentru fecioară, ziua aduce aliniere cu propria persoană. Cu alte cuvinte spun, asta sunt, asta este, așa merg mai departe, așa înțeleg lucrurile, în asta cred. Pentru balanțe, vorbim de o zi în care se pot încărca bateriile. Deci dacă sunt atente cu sănătatea lor sau sunt atente la starea lor de bine, atunci își pun în ordine și sufletul și mintea. Pentru scorpioni, multe discuții care merg la rădăcina lucrurilor, diagnostichează foarte bine și oamenii și situațiile și asta le oferă claritate în analiză. Pentru săgetători, banii astăzi pe care știu să-i scoată din piatră seacă, unii recuperează de acolo de unde au dat și nu credeau că mai obțin, alții inventează metode noi de a câștiga bani într-un mod la care alții nu s-au gândit. Pentru capricorni, lasă mult de la ei sau trec peste ei. Asta pentru că reușesc să înțeleagă mai bine o situație, să se înțeleagă mai bine pe ei și să aibă de unde să cedeze fără a suferi. Pentru vărsători, ziua aduce conștientizare, înțelegere a unor situații, poate chiar din urmă, și o transformare la nivel sufletesc. Pentru pești, o zi marcată de întâlniri foarte bune, învață ceva de la cineva. Poate să nu fie o persoană apropiată, dar sunt pur și simplu uluiți de o altă perspectivă din care pot privi o situație. E o zi cu multă învățăminte pentru toată lumea. Clar, astăzi ne extindem limitele și e bine că se întâmplă așa. Mai bine ne vedem și mâine.